Lăudați pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea Lui. Și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere aminte a lucrărilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El și legământul Lui își aduce pururi aminte de legământul Lui. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor Lui este neprihănire și dreptate. Toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu dreptate și neprihănire. A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său pe vecie, Domnul este sfânt și înfricoșat. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci. Amin.